Iată o seară minunată pentru Cristian și Laura, luând în considerare faptul că au petrecut niște momente de relaxare în jacuzzi. Cel puțin așa a început. A vărsat vinul! Ai emoții? Ce? Nu! Vezi? Mai simt timp. Și acum te și vii aici. Opa, stai că e bine. Da, de ce să mint? Adică conta pentru mine. M-am gândit cum arată și fără haine cu costumul pe ea. Și a fost ce trebuie. Mi-a plăcut și îmi place. Na. Deci ne-ați spart cu date-ul ăsta în jacuzzi. Am emoții și acum. Deci mica sirenă în seara asta e. Vezi că plecăm pe o insulă, mă. Mă-mi întâi. A fost foarte, nu știu, pasional, așa. Mi-a plăcut să ne mai faceți date-uri din astea. Mi-e vine întrebarea roșie. Cristian, ai intrat aici ca un bad boy. Acum... Cum pleci, însurat acum... sau nu? Nu pot gândi atât de departe la momentul ăsta. Încă nu ne cunoaștem suficient de bine pentru a ne gândi atât de departe și consider că este ceva foarte important și cu adevărat trebuie să fie simțit și sunt sigur că și ea are aceeași gândire ca a mea, mai ales dacă este vorba de o posibilă căsătorie. Nu vine să vorbesc așa de multe chestii. Chiar nici mie. Îmi vine doar să stau și să mă bucur de moment. Să zic absolut nimic. Ne dăm timp unul celuilalt, știi? Și nu ne... Nu ne grăbim. Nu și nici de nu... ce să ne grăbim? Păi nu avem... Nu, chiar nu avem ce să ne grăbim. Și mie nu-mi place graba. Nu avem ce să ne grăbim și... Și ia lucrurile treptat, știi? Și nu sunt consumate... prea repede, să zic așa. Dar știi ce am observat eu? Că de fiecare dată, fără să zici ceva, eu înțeleg ce ai vrea să zici, de fapt. Dinainte? Da. Și dacă te uiți la mine, îmi dau seama dacă e supărat sau dacă vrei să te las în pace, știi? Nu știu de ce. Păi și eu am apreciat chestia asta. Uite, majoritatea familiilor nu prea m-au simțit așa. Adică... Cele mai multe ori. Nu știu dacă mi s-a întâmplat asta vreodată. Sunt sigur că ne înțelege din privire, așa a spus și Laura. Tip, cele mai multe ori nu e nevoie să zic ceva și este de ajuns limbajul ăsta non-verbal pe care îl avem și consider că asta este cel mai important și am căutat de fiecare dată să fiu simțit și să simt persoana de lângă mine. Ce faci când ești de aici? La un moment dat, așa. Nu știu nimic, să trăim unul. Ce mai bun. Păi nu mi-a plăcut întrebarea ta, ci cu ce ai vrea să faci când ești de aici? Păi ia zic. Deci tu nu te gândești dacă ai putea să pleci de aici cu persoana iubită. Tu te gândești
dacă pleci, tot ești singur. Așa nu. Din ce mi-ai zis tu. Nu. Păi din moment ce nu ai inclus persoana de lângă tine, asta nu, mă, eu ți-am zis eu personal. Eu, păi eu ce cu mine. Dacă, dacă, mine. Dacă tu ești de aici cu o păi fapt. Stai, mă, că dacă... Ok, dacă păi ești, tu nu da, ai inclus fata e... nicăieri. Tu e, ai fost doar tu cu tine. Ca și cum... Aia, mă duc acasă, mănânc, fac ce făceam eu înainte și cam atât. Nu. Eu nu aș fi treaba e foarte simplă. Nu, păi e simplă, nu e simplă la mine. M-a deranjat că se vedea oarecum singur și nu cu o persoană lângă el. Adică nu neapărat cu mine. Că poate nu o să fie cu mine până o să se termine emisiunea. Și eu, da, eu chiar mă gândesc foarte mult la viitor și chiar îmi doresc să plec de aici cu cineva. Nu vreau să mai stau singură. Dacă ieșim de aici împreună, mm-hmm, că trebuie să gândim așa. Eu nu, păi trebuie eu nu, să gândim eu nu așa, dar vezi păi, că tu n-ai gândit păi așa. Nu, dar așa trebuie să... Păi stai așa că... N-ai orice, gândit-o ca și nu, cum... Nu, păi dacă... Să, nu, dar putem zi, să hai, zici? Dacă, zi, te rog, te ascult. Dacă ies cu tine, așa, mă, cu persoana aici, așa, poate nu sunt eu. Nu așa, zic eu, neapărat. Așa. O să te muți cu ea sau... Ok. Tu eu, nu ai inclus nicăieri păi, persoana de lângă tine. Păi automat că nu rămâne unul într-un colț și unul în celălalt colț. Pe care le vei deci, face. Deci, eu nu știu dacă o să fiu sau nu cu cineva când o să ies de aici, dar mi-ar plăcea să fiu. Și mi-ar corect plăcea să mă mut cu persoana aia împreună, nu corect vreau să mai stau singură, că m-a săturat să stau singură. Așa. De asta am venit aici să-mi găsesc pe cineva. Corect. Și, exact așa cum ai zis și tu, să profit de ocaziile și oportunitățile pe care să le am. Bun. Inițial, da, s-a simțit exclusă pentru că probabil nici eu nu m-am exprimat așa cum ar fi trebuit să o fac să înțeleagă ce vreau să, unde vreau să ajung cu întrebarea și cu discuția, dar după am clarificat-o și apele n-au fost tulbure ca ale jacuzziului, au fost line. Aș vrea în jacuzzi cu Cristian în fiecare zi. Și n-a fost friguț? Nu. A fost friguț, dar nu a simțit friguțul. Da, s-a supărat un pic. Da, s-a supărat și a avut perfectă dreptate. Nu m-am exprimat așa cum a trebuit, dar după am clarificat și situația. Și tu ce faci când se termină? Că eu am planuri. Așa. Era vorba strict de planurile personale. Adică și... ale mele, nu, nu. Hai, nu mai las-o așa, că te afunzi. Nu mă afund, poți să clarific încă o dată, nicio problemă. Păi am înțeles, ai clarificat-o, că trebuie să luăm pauză.